Veștile proaste nu mai contenesc pentru șoferi. Carburanții se tot scumpesc de la începutul anului. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit și pentru joi prețuri mai mari. Astfel, un litru de benzină cu cifra octanică a 95 va costa 23 de lei și 22 de bani, cu 6 bani mai mult decât miercuri. Iar litrul de motorină va putea fi cumpărat cu 20 de lei și 13 bani, adică cu 5 bani mai mult. De la începutul lunii ianuarie, prețul la benzină a crescut cu 2 lei și 52 de bani, iar la motorină cu 2 lei și 71 de bani. Carburanții s-au scumpit constant de la începutul anului, iar ANRE a explicat acest lucru prin creșterea cotațiilor la bursele internaționale. Totodată, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a anunțat lansarea platformei e-carburanți. Accesând aplicația, șoferii vor putea vedea în regim online unde sunt cei mai ieftini carburanți din zona în care se află. Prețurile vor putea fi selectate pentru fiecare stație sau adresă de amplasare după localitate sau denumirea companiei petroliere. Astfel, consumatorii vor putea identifica în timp real stația care vinde carburanți la cel mai convenabil preț.